văzându-i cum au ieșit acum la lumină, scoși de DNA, pentru o întâmplare, aș spune, miraculoasă. Dacă îmi spunea cineva că o să fie chemat Coldea and Company, că mai sunt mulți, urmează și Chioveși, adică așa ar fi firesc. Și toată liota din acest sistem mafiot și criminal. Și tot Eliot Manu, cum nu, era. Exact. Da. Nu credeam niciodată. Dar acum ieșind la lumină, aceste genii ascunse care au stat în spatele unei perioade infernale pentru România, păreau așa niște inteligențe pe care nu poți să... intangibile. Păi ei sunt săraci de ei, exact ce spuneați mai devreme, analfabet funcțional. Hai să vă dau eu exemplu, următoarea generație, Antonio Rog, Tony Rog, de la Cyberint. Ăla cu Cyberint, ăla care ne-a anunțat că el printr-un SMS poate să, să-l aleagă pe Băsescu înapoi președinte. Așa. Când erau interagency, erau întâlniri între agenții, da? Între, așa se chemau interagency, dar în ce a făcut Rog ăsta? Să nu ne pierdem timpul cu cineva neimportant. E important ca să înțeleg, nu e important pentru profil. Am chestii importante. Și băietul ăsta, la un moment dat, îi se dă cuvântul, da? Comandantul lui dă cuvântul și uite, un tânăr de viitor, știți ce, cum începe? Zice, eu sunt Antonio Rog, nu știu, și-a spus gradul în sfârșit. Da, ce era el, să, da. Așa, ce era, zice, și voi fi viitorul comandant ajungând al Cyberint. Nici nu fusese propus. Și el, da, exact. Asta e mentalul. Da. Da? Deci, eu i-am spus comandantului lui după aceea, la o masă. Eu v-am zis să nu vă mai întâlniți cu comandanții. Tony Rog nici nu știe că eram în sală. Tony Rog nici nu știe că eram în sală. I-am spus lui Tony... Ăștia nu vedeau dincolo de Cosorogul șepcii, că erau prea mari și prea importanți. Și i-am spus comandantului, eu pe ăsta, eu l-aș da afară. Nu poți să te declari. Și puterea viitor asta comandant. Până la Cosoroc, ei nu vedeau mai... Și ăsta e Tony Rock. Și bineînțeles că după 15 ani... Nu ne înțelegem ca realizatori. O clipă. Și după, puterea asta le-a dat-o Băsescu. Da, 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 păi da. Păi de aici nu, pleacă nu tot. Nu el a numit un semidoc. Poveste proastă pentru noi, să lăsați-mă cu Rock, că pierdem timpul. Da. Uniunea Europeană dorește o reglementare europeană pentru supravegherea generală a mesajelor noastre private. Da, așa este. Dar e visul de aur al securității europene. Cine nu crede, uite, îi dau să intre pe site-ul ăsta oficial al UE. Da. Propunere de regulament privind viața privată și comunicațiile electronice. Da. Deci există acest proiect și este pe site-ul Comisiei Europene. Cine nu vrea poate să intre, să-l vadă, să-l trimit și eu domnului Harman, că dânsul mai se uită pe telefon. În timpul emisiunii îi scriu fani și tinerețea. Da. Trimit și lui Marele Jack și am și eu câțiva aici pe care îi șeruiesc. Haideți să venim un pic la ce se întâmplă apropo de... Hai, dau un breaking news? Dau un breaking news acum? Dacă se poate, dar repede. Cristian Popescu Piedone. Nu voi părăsi lupta. Da. De câteva ore există de câteva ore există un val de dezinformare că aș la mine n-a ajuns lupta. Valul de dezinformare, deci nu este un breaking news. E un breaking news, nu? E un breaking news. Este acolo când erați dumneavoastră pe site, pe alea, pe la Metropol. Aici la noi nu este, îmi pare rău. Lea, dar le îndură, știi? Zice, lasă. Păi nu vine eu duminică. Nu vine eu duminică, să vezi ce-ți fac. Washingtonul nu are nicio strategie pentru a pune capăt războiului. Folosirea armelor americane pentru a lovi în interiorul Rusiei nu va schimba lucrurile. Nu, așa este. Știi cine spune asta, da? Cine? Parcă ăsta, șeful, nu știu care este stat major. Deci sunt niște analiști care scriu în Washington Post. Aoleu, adică chiar la scânteia partidului? Deci, chiar la scânteia democrației? În interiorul Rusiei, folosind arme americane, ar putea încetini operațiunile militare în jurul Harkovului, dar nu vor schimba jocul. De asemenea, Rusia nu va escalada dramatic doar pentru că Statele Unite furnizează un nou sistem de arme sau ușurează construirea. Rusia, relativ vorbind, câștigă războiul în acest moment. Păi ce faceți, domnule? Dumneavoastră care stă în America, asta publicați în Washington Post, nu vă e rușine? Da, nu vezi. Păi ce o să zică la Goșu? Scrie la Libertatea, scrie pe o pagină de Libertatea că e dezinformare rusă. Stai că n-ai înțeles. Deci Rusia, relativ vorbind, câștigă războiul în acest moment. E o dezinformare. Este dezinformare rusească. Da. Breaking news ăsta e că până acolo a pierdut. Da. Așa că este puțin probabil ca președintele Vladimir Putin să-și asume riscul de a provoca un conflict cu Statele Unite. Da, deci adevărata problemă este că Washington a făcut din nou o schimbare majoră de politică în mod reactiv, ca răspuns la mișcările militare ale Rusiei și nu ca partea unei strategii mai ample de a pune capăt războiului, scriu analiștii Samuel
Cearap și Jeremy Shapiro pentru Washington Post. Nu, domnule, ăștia sunt agenți ruși. Eu cred că ăștia e clar. Nu, nu, este agenți ruși. Vor apărea pe statele de la Kremlin. Nu, nu, domnul Goșu trebuie să publice imediat în Libertate o dezmințire. Ce cu această reuniune pace, congres pentru pacea din Ucraina? Da, conferința de pace. Care va să zică, ce vrea să spună autorul? Eu cred că autorul a vrut să ne arate cât de mult iubește el. Nu le cunosc pronumele, că nici eu. Nici ei nu știu cum îi cheamă. Așa, cum îi cheamă, așa. Eu cred că jocul este mult mai amplu. S-a încercat aici aprinderea într-un corset a Chinei și China n-a căzut în cursă. Asta este părerea mea, dacă să fac o analiză de profiler obraznic. Indivizii ăștia au adunat, 90 de țări. Eu vreau să întreb un singur lucru. Dom'le, dar dacă vrei o pace, să impui o pace, indiferent de cum a fost pacea semnată de Dönitz, da? Cel care a preluat nefericitul pentru 48 de ore, cât a fost? 36 de ore? 48 de ore? După Hitler, după moartea lui Hitler, șeful Germaniei naziste, el a semnat totuși înfrângerea totală și necondiționată a Germaniei naziste, că după a dispărut statul nazist, trebuia să semneze cineva. Da? Păi și aici ce legătură? Și dacă nu semnează Rusia, hai să zicem că în Elveția, în timpul acelei conferințe de pace, congresului de pace din Elveția, domnule, vine Marțianul, l-am chemat eu, am negociat cu el, cu Jupiterianul, că dacă tot eu vorbesc cu OZN-urile, și vine OZN-ul și aruncă în aer Moscova și Moscova în lacrimi, atenție mare, semnează pacea. Da? Dar după aceea vine un alt Putin și zice, ăla a semnat, nu mă interesează, eu sunt Rusia. Atac acum, Estonia. Estonia, da. Că mă apucă pe mine, m-au apucat dracii de rusofobie. Și de ce fac asta, iertați-mă? Pentru că nu au ce să facă. Ei pe teren. E un excepțional răspuns, da. Nu au ce să facă. Ei pe teren au pierdut războiul. Din punct de vedere militar. Domnule, asta confirmat ce zic doi americani în Washington Post. Doi agenții ai Rusiei în America. Nu știu dacă e bine, mai ales de când apărăm la televizor. Exact. Foarte mare atenție. Deci, ne scoți și de aici. Ei pe... Aoleu, dacă ne-au scos de pe canal 36 s-a închis. Păi rămânem iar doar în nordul capitalei. Aoleu. Vă rog, deci fac asta că n-au ce face, ei practic. Ei n-au ce practic ce să facă, trebuie să... și doi, trebuie să ascundă un alt lucru care este legal, este cumplit. Conform Constituției ucrainiene, în orice situație, de război sau nu, șeful Rada, după ce nu mai există președinte la Palatul Prezidențial în Kiev, șeful Rada al Parlamentului preia conducerea Ucrainei. În acest moment, Ucraina nu are conducere legitimă. Eu nu spun că Zelenski nu mai este președinte. Conform ceea ce scrie în Constituție. Constituție, asta zic, Constituție Ucrainei. Șeful Rada, șeful Parlamentului ucrainian, trebuie să preia conducerea după ce se închide mandatul. E posibil să se pregătească asta, pentru că am văzut un sondaj care arată că Zelenski nici măcar 50% din ceea ce a promis că face, n-a făcut nimic. A distrus Ucraina. Păi ce, și Nicușor Dan nu iese acum iar păi când n-a făcut nimic. Măcar Nicușor Dan n-a băgat București în război. Confirmați-mă aici că știu că vă place umorul, ironia și așa mai departe. Eu am impresia că când Biden, după ce spune multe lucruri haioase, nu e perfect, sau nu e neapărat perfect, nu e perfect conștient, să spunem, de ceea ce spune, pentru că dânsul e mai mult plecat. Da. Vezi, da, din cazul Nicușor Dan. Da. Din când în când dă câte una, cred că îi spunea Brenea, Joe, mai bagă și pe asta. Da, bagă și pe asta. Uite cum ar fi asta. Zice așa, Biden, pacea în Ucraina nu înseamnă apartenența ei la NATO. Da. Cred că i-au zis aia, băi, rămâne, și așa e cu greu, cu războiul, cu asta, cu... Și el a zis-o. El confirmă ceea ce a declarat acum 2 săptămâni cancelarul german Scholz, care a zis că el nu vede Ucraina intrând în NATO în următorii 30 de ani. Acum vine și președintele american și îi spune, stai, înfrângerea Rusiei, adică înfrângerea, pacea, că el n-a vorbit de înfrângerea Rusiei. Și aici e o nuanță. Pacea în Ucraina, care nu este neapărat egal, apropo că semnul egal nu mai știe nimeni. Apropo de matematicieni, apropo de matematicieni, pacea în Ucraina nu înseamnă egal înfrângerea Rusiei. S-ar putea să există o pace în Ucraina cu situația actuală pe teritoriu. Asta, să-mi spui tu mie că pacea din Ucraina nu reprezintă natoizarea Ucrainei, asta mie mi se pare o condamnare la moarte a actualei situații. Pentru că în acest moment, mie te rog să-mi spui tu mie, Statele Unite, Franța, Germania, Johnson, toți ăștia, toți iubitorii de democrație și cu care Johnson?
Boris Johnson. Păi el nu mai e pe nicăieri. Păi nu, dar ăla este cel care a provocat dezastru. Apropo de ce a făcut. Că apropo de ce a făcut. A distrus de, negocierile de pace, de practic. Da. Așa. Deci, mie să-mi spună toți ăștia măcănitorii de democrație și cu democrația în gură, păi de ce au mai murit 1 milion de ucrainieni tineri? De ce ați mai adus la decimarea generațională? Numărul ăsta nu-l confirmă nimeni. Se vorbește despre sute de mii, de un milion. Deci, hai să spunem, sute de mii. Bun, mai avem 3 minute. Iar domnule, mai avem 3 minute. Păi ce să faci? Domnule, dacă mergi aici, la televiziune se mișcă altfel ăsta. Domnule, scoate-ne de pe canal 33. Să putem să avem timp, să avem și noi timp să vorbim. Apropo de o chestiune, un minut și după aceea ne întoarcem la legile locale, pentru că ne vom vedea duminică seara. Da. Și vreau să-mi faceți așa o analiză pentru ce vor să însemne, ce va fi să însemne aceste alegeri, având în vedere toată această campanie care, mă rog, pe europarlamentare n-am auzit pe unul. Bă, tristă. Nu, dar aia l-ați auzit, cum îi cheamă pe aia? Tudose? Negrescu? Care Valar, se întoarce a Prințul Valar? Să spună Valar, aia ceva despre... Noi ce vom face în Europa, chiar așa? Noi ce vom face în Europa? Și ce se va întâmpla cu Europa? Rugați-vă lui Dumnezeu ca noi... Să le vă dea Dumnezeu sănătate împreună. Așa, să nu ne bage în război Europa. Ok. Dar cu Europa ce se va întâmpla? Nu este nicio glumă. Nu este nicio glumă. Am extrem de serios. De ce spuneți asta? Pentru că noi ne îndreptăm spre un război paneuropean în acest moment. Cu toate aceste upgradări, Rusia nu va ataca cu toate aceste escaladări militare de tip tehnologic. Mm. Trimiterea rachetelor de lungă distanță, și dreptul dat Ucrainei de a ataca operarea de către americane a unor... Exact. Atenție, Rusia nu va ataca SUA. Asta va fi misiunea de onoare a Chinei. Atenție. Și Europa poate să intre într-un război? Cu Rusia. Unde SUA va sta deoparte. Da. Și Europa ne va trimite pe noi în război polonezii, românii, bulgărei, ăștia care pot să moară ca fraierii pentru excelența sa domnul Scholz, excelența sa domnul Iohannis, excelența sa domnul Macron, ăștia care ei nu-și iubește popoarele și istoria. Ei iubesc zorzoanele și avioanele private și să se dea ei mari luptători. Macron n-a făcut o zi de armată și se crede mare comandant de oști. Scholz este un vânzător de aparate de aspirat. Poate n-avea... Da? Este un vânzător ambulant. Păi nu era de telefoane mobile? Nu știu. Poate n-avea unități. Așa, bun. N-avea cartel. Așa. Ăla din Anglia, Sunak, e vai mumățica lui. Da? Ce aveți? Omul și tăticul lui. Așa. Vă rog, puteți un... Deci, folosiți un limbaj. Un limbaj care nu merge la televiziune. Dar pot spune un singur lucru. Dar noi putem să trecem pe YouTube când vorbim dumneavoastră să trecem pe YouTube și când vorbesc eu să trecem pe televiziune. Dar știți pe cine vreau eu să văd în război? Da. Trimiși pe front în Ucraina? Tocmai pe cei care vor să trimită românii la moarte. Pe francezi, pe germani. În frunte cu Macron, cu Scholz, cu Iohannis, cu toți ăștia care urlă măcăne toată ziua, cu democrația în gură în România, cu lupta anticorupție. Domnule, și cu războiul. Și cu războiul. Cu înarmarea, să domnule, nu știu ce. Cu ăla, cu Bocan, cu ăla de la Litera Treceți și Cifră. Treceți pe YouTube, vă rog. Cu Bocan, cu ăla de la televiziunea cu Litera și Cifră. Încercați. Așa, care zice că știe, marele analist militar. Domnule, să-l văd cu cască. Cu ce? Cu cască și cu... Nu, cum zic ei, cașchetă, ca milițian. Cu cașchetă de milițian. Bun. Mai avem un minut, două. Minut, da. Haideți, spuneți-mi alegerile astea. Am văzut un ultim sondaj, dar... Da. Sondajul... Nicușor Dania, indiferent, e prea deci departe. Ea? Deci nu, n-are cum să pierdă. Nicușor Dania. Și cine va... Și știți de ce? Cine își va asuma? Cine își va asuma victoria asta? Cine va clama victoria în Nicușor Dania? Seara nu, de 9 iunie? Nu va putea nimeni să... Nu, dar Adu va zice... Adu, nu. Adu, da, bun, dar cine îl crede pe Orban și pe... Barna. Are 15%. Are 15% când nu mi-e vede ceafa. Vreau ca și cu crapul. Eu așa l-am zis și cred că să... Cei trei indivizi, da, cu aia săraci. Nu, acum nu. Va fi Nicușor Dan, fără discuție, dar va muri moral. El este mort moral după ce a ieșit documentul de la securitate. Poate n-a... Așa. Păi el nici acum nu poate să colaboreze cu cine. Da, el nu poate să... Așa. El va fi un dezastru, dar, pe de altă parte... Piedone și-a băgat piciorușul serios în politică, iar un picior bun.
S-ar putea să avem o... Păi depinde cât ia, că dacă ia 10%, le-a scos pe amândouă. De unde le-a scos pe amândouă? Din politică. Ba nu. Cu doar 10%? Cu 10% la București? Nu înainte, mă. Are nu ai voie la televizor. Atenție, să zici cu picioare înainte. Ai două... Depinde cât obține în Consiliul General. E adevărat. Nu. Poate, aici e un joc. Poate să fie un joc important dacă partidul PUSL-ul ia acolo. Da, pentru mine, știți cine a fost validarea și știți că eu am fost foarte bun împotriva lui. Scoateți-l de pe canal 33. Copiii să ducă. Doar pe YouTube. E ora de culcarea copiilor. Așa. Deci treceți doar pe YouTube, să rămână Harman. Așa, să rămână Harman pe canal 33, că văd că nu se poate. El e obișnuit la televiziune, a apărut toată viața. Așa, dar acum... Eu ce să mai zic, exact. Să mă întorc. Cine a fost validat și eu l-am criticat enorm a fost Tianu Burduja. Da. Aici Tianu Burduja, o prezență extraordinară. Nu neapărat extraordinară, că Harman nu folosește cuvinte de astea. A fost o prezență, a rezistat, a fost o prezență. A avut stamină. Tianu Burduja are stamină. S-a putut, încoia, e da, ok. Da. Și încă un lucru, eu l-am admirat. Uite, de exemplu, Toni Greblăna a avut curajul astăzi să apară la mine în emisiune. Mi-a anulat-o cu o jumătate de oră înainte, trebuia să l-am la prânz. Păi a avut problema cu curcile. Eu zic că și Gabi. Tianu a avut curajul să ajungă la mine. Gabi, nici să n-audea, Gabi Firea mi-a refuzat toate invitațiile. Se uită la cine face invitația, pentru că altfel n-ar fi refuzat-o. Mamă, ce bună a fost asta. Mamă, ce doare! Gabi Firea, din punctul meu de vedere. Gabi Ana, tăi microfonul. Gabi a făcut o campanie bună, în sensul că nu a mai avut acele ieșiri pe care le-a avut și din cauza cărora cred că a pierdut în 2020. Campanie liniștită, va fără fi să atace. Va un europarlamentar foarte onorabil. Nu știu, domne, vedem. Ba, da, e pe listă, acolo. Ne întâlnim duminică seara aici cu HD Harman. Da, ne întâlnim. Dar fără tort nu discut, că tot prăjiturile de la mici... Vă aduc un tort de mămăligă. Că la Sibiu ei mâncau numai, aveau numai icră negră și lingurița de argint, cu aia o chema la masă, în ceașca de cristal dădea. Și ce Hans îl striga doamna, vino un pic că sărăcește icrele negre de pe noptieră. Ce rău ești! Mămăliga și, cum zicea mama, tata Dumnezeu să-l ierte, mămăliga și murăturile nu ne-au lipsit niciodată de la masă. Așa, da. Trebuie să recunosc origine, pare rău. Data viitoare, cu părere de rău, doar... Da, vorbește Caracalanu, care a făcut unul cel mai tari festivalul HD, de teatru HD din Harman, probabil că va fi doar pe YouTube și voi... Eu voi apărea doar pe Facebook și eu voi apărea pe... Mulțumesc, HD Harman, o apariție de fiecare dată absolut... spectaculoasă.